Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Iată-ne din nou la o emisiune cu profilul pe care dumneavoastră îl știți și din informațiile pe care le avem îl și apreciați, profilul Satul Giurgiuvean. Astăzi ne-am deplasat într-o comună a județului Giurgiu, din informațiile noastre, una din comunele fruntașe ale acestui județ, una din comunele în care pulsul vieții sociale este la el acasă. În vederea cunoașterii și, de ce nu, propagării unor aspecte bune, pozitive, de la nivelul acestei comunități, am dorit să ne întâlnim cu câteva persoane responsabile de la nivelul comunității acesteia, persoane cu care să discutăm realitățile comunei noastre. Așa cum vă spuneam, avem lângă noi câteva persoane care se ocupă de problemele comunei. Am gândit că acolo unde există educație, acolo unde există sănătate, există și sănătate socială, am putea spune. Primul intervievat al nostru, după cum considerăm că se și cădea să fie, este doamna David Mariana, directorul școlii de pe raza comunei Gostinu. Școala Angel Mareș, am înțeles că poartă numele unui fost învățător de la nivelul comunei și școlii dumneavoastră. Lângă doamna director, avem reprezentată o altă activitate de pe raza comunei, și anume activitatea agricolă, reprezentată prin domnul Abagiu Iulian, fermier în această comună. Păi să putea să fie directorul școlii fără un premergător sau fără un personaj de bază pe care l-a avut comuna Gostinu, acesta fiind domnul profesor Victor Ienache, profesor de limba română al școlii. Mulți ani a condus destinele școlii Gostinu cu rezultate dintre cele mai frumoase. Așadar, domnul profesor, pensionar la ora aceasta, Victor Ienache. Să rămâne, doamna director. Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să putem un mic dialog pe tema sau pe teme legate de activitatea educativă care se întâmplă la nivelul comunei Gostinu. Dumneavoastră sunteți personajul care dețineți toate datele legate de viața educativă din comuna Gostinu, prezentă, trecută și, de ce nu, și viitoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru minutele acordate. Doamna director, aș dori să începem discuția noastră pentru a cunoaște care vă sunt resursele fizice, vorbesc, cadrele didactice, de la nivelul școlii dumneavoastră, în ce măsură aveți probleme sau nu aveți la nivelul școlii legat de resursa umană? Da. Școala Gostinu funcționează în două localuri. Un local în care învață copiii, elevii de clasele 1-8 și un local unde învață copiii din clasa pregătitoare și cele două grupe de grădiniță. Un local nou pe care îl avem aici în apropiere. Resursele, cadrele didactice din școala noastră sunt la număr 17 și zic eu că avem o încadrare destul de bună. Dintre cele 17 cadre didactice, 11 au gradul 1 și 2. Deci, colegii sunt calificați, bine pregătiți și în ceea ce privește numărul elevilor, sunt 195 împreună cu preșcolarii. Da.
un singur rând de clase, avem copii bine educați, cu cei 7 ani de acasă, care respectă și respectă profesorii, respectă școala și răspund apelul profesorului, respectă regulamentul școlar, nu avem probleme și n-am avut probleme de disciplină foarte grave. Mai nou am introdus printr-un proiect uniforma școlară. E și zic eu, da, că a fost de... Care a fost reacția părinților vis-a-vis de demersul dumneavoastră? Chiar a fost inițiativa lor. Ei au ales împreună cu copiii, deci au fost într-un totul de acord și zic că a schimbat cu totul imaginea școlii când intrăm într-o clasă de elevi, parcă intrăm într-o grădină cu flori. Cu flori, sigur. Da, sunt foarte frumoși. Și zic că e și o dovadă de respect față de noi, cadrele didactice, față de școală. Și față de ei înșiși și până la urmă. Și da. Sigur că da. Acum, scuzați-mă, da. Părinții înțeleg. Ei sunt dornici să existe uniformă, da. Chiar și din motive materiale. Sigur, uniformă sigur. Este mult mai ieftină, da, mai da, puțin da, costisitoare da. Decât... Dar cum au primit elevii această idee? Foarte bine. Au primit-o și deci ei bine? A fost alegerea lor, deci dintr-o gamă de modele, ei și-au ales, au fost de față cu părinții. Dar ideea de uniformă nu i-a deranjat? Nu se simt deranjați? Că nu. Na, copiii acum vor să fie mai fițoși, așa să folosim un termen mai puțin academic. Nu, să știți că și în perioada programului școală, altfel, când aveam activități și de altfel decât ar fi școala, veneau în uniformă și le-am zis copii, mâine nu mai veniți că avem întreceri sportive, avem ecologizare, chiar vă rog să nu mai veniți. Da. Nu, e foarte bine dacă se întâmplă așa și da. E de dorit ca acest exemplu să fie luat de toate școlile, nu numai la nivelul județului nostru, chiar din țară. Da, da. Propunerea mea a fost, avem un însemn al școlii, că așa este normal, dar părinții au venit cu această propunere foarte bună să introducem uniforma, pentru că au recunoscut că, așa cum ziceți, și din punct de vedere material, este mult mai puțin costisitor și scapă de acea obligație de a îmbrăca copilul în fiecare zi. Toată lumea este la fel îmbrăcată, indiferent de situația socială pe care o are. Da. Argumentele pe care le-ați adus în favoarea uniformei, doamna director, de fapt scot în evidență ceva foarte important și anume scot în evidență faptul că între școală și familie există o foarte strânsă colaborare, sigur. Ceea ce este elementul numărul unu, am putea spune, pentru obținerea de rezultate bune de către elevii școlilor noastre. E un lucru bun că aveți această colaborare care, vă mărturisesc, din constatările noastre, nu este peste tot la fel de bună. Da. Dar știți cum e, omul sfințește locul. Mulțumesc. Da, așa este. Avem o relație bună cu familiile elevilor, se implică și în activitățile extrașcolare, sunt prezenți la toate chemările noastre, nu am avut probleme nici din partea dumnealor. Ca de altfel, avem relații de colaborare cu majoritatea instituțiilor de pe raza comunei, avem parteneriate cu medicul de familie, cu medicul stomatolog, cu poliția, cu biserica, da. Chiar avem un cor care cântă la un grup vocal care cântă în corul bisericii și, în ultimul rând, cu Consiliul Local, cu primăria, care este partenerul nostru cel mai important, care ne sprijină. Așa și trebuie să se întâmple. Da, orice ne sprijină întotdeauna și da. Păi nici nu ne-am putea realiza activitățile. Ați anticipat într-un fel răspunsurile la o următoare întrebare pe care urma să vă pun. Da. Cum beneficiați, aș putea spune, de înțelegerea Consiliului Local, de înțelegerea primăriei vis-a-vis de asigurarea resursei materiale de care are nevoie școala noastră, în general. Da. Deci primăria ne asigură toată baza. Am înțeles, am înțeles. E un lucru care trebuie să se întâmple peste tot. Da, și ne îndeznește în același timp și realizarea celorlalte activități din afara școlii, extrașcolar. Da. 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 Da.
Săptămâna altfel, cum ați făcut-o? Scurte cuvinte, dacă puteți. Săptămâna altfel a fost altfel și acum trebuie să fie decât școala de zi cu zi. Am avut activități sportive, am avut activități de ecologizare, am mers în jurul satului spre Dunăre, am făcut ecologizare, am mers la acele căbănuțe, punct turistic, unde tocmai avem acolo amenajat pentru turiști, așa. Am avut o activitate interesantă care a plăcut copilor și anume Reporter pentru o zi. A venit o televiziune unde au fost filmații făcând fotografii profesionale, au fost mediatizați. Sunt convins că le-au plăcut foarte mult, da, a fost o noutate pentru ei. O noutate, sigur. Sigur. Am avut o activitate aici în muzeu, în schimb de experiență cu o altă școală, cu școala Daia. Ne-am vizitat acest local, apoi am mers împreună și am făcut o excursie la pădure. Da, frumos, da, da, da. A fost... A fost altfel. Altfel. Și da. Fii sigură că și copiilor parcă le-a plăcut mai mult. Sigur, sigur. Da, acest da. Erau foarte curioși cu toate lucrurile. Și educativ, dar și instructiv în același timp. Da. Sigur, discuția pe care o facem acum este chiar în interiorul muzeului de care aminteați mai înainte. Da. Muzeul pe care vreau să vă spun că îl apreciez cu toată ființa mea, văzând câte lucruri frumoase aveți aici. V-aș întreba cine a contribuit la această artă pe care o aveți în locația aceasta. Părinții copiilor au contribuit, da, da, bătrânii da, au contribuit, da, 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 bătrânii statului, probabil că au adus niște obiecte, nu? Da, muzeistice și... Sigur, da, sigur. Da. Și mai beneficiați într-un fel, faceți ceva în interiorul activității, mă refer concret, da, în interiorul acestui muzeu? Să știți că, da, activitățile noastre extrașcolare sunt predominant culturale. Sunt încântați copiii de activitățile astea folclorice. Aici am ținut șezătoare, aici am ținut tot felul de manifestări culturale. Aici ne păstrăm costumele populare pe care primăria ni le-a... Da, acolo le-a da, aceste... confecționate acum, văd să, da, să pare că sunt noi. Da, da. Care sunt folosite de către grupul, ansamblul folcloric al școlii noastre la diferitele manifestări care au loc la nivel de județ, aici, pe scena Căminului Cultural și... Da, vreau să vă spun că am avut o emisiune în cadrul Centrului de Conservare a Tradiției și Creației Populare. Am discutat cu doamna director Carmen Pețan, da, Carmen Pețan, ca se numește, și mi-a vorbit foarte frumos despre ce s-a întâmplat în școala Gostinu. Da, 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 a sigur. Fost un lucru foarte frumos. Bun, acum știți cum este, nu ne putem limita numai la pereții școlii. În afara pereților, ați amintit ceva pereților școlii. Copiii dumneavoastră vorbeați de ei că se implică și în activități culturale. E nevoie de cultură, doamna director? Sigur, cultură. E nevoie de cultură. Da, da. Pentru că, până la urmă, tot educația înseamnă și cultură, nu așa? Tot sigur, educație. Da. Ce activități aveți? Vorbeați de un ansamblu al școlii, da, artistic. Da, avem un ansamblu artistic, da, un grup vocal. Puteți să enumerați câteva chestiuni care sunt legate de acest ansamblu? Sigur, a fost inițiat prin parteneriatul cu Centrul de Conservare a Culturii. Doamna director a delegat un coregraf care a învățat fetele... Cusături, din câte am înțeles, și cusături. Și de imediat, da, vă spun și despre cusături. Da. A învățat pași de dans, cu toate că ele știau de aici, de la mamele lor, de la o parte din ele. Deci ne-am bunătățit, ne-am îmbogățit suita de dansuri locale de aici. Și un grup vocal, tot folcloric, de care mă ocup personal împreună cu profesoara de religie și un cerc de cusături tradiționale pe care se desfășoară ale cărui activități. Da, da.
care se desfășoară aici, în incinta muzeului, da? Și acest grup vocal și dansuri populare, da, și echipa de dansuri participă. N-am ratat nicio activitate culturală la nivel de județ și așa cum v-am spus, și la nivel de localitate sărbătorim orice activitate, orice, nu activitate, orice sărbătoare. Da, orice acțiune întreprinsă în scopul acesta la nivelul comunității. Sigur, o punctăm cu aceste activități frumoase, culturale ale copiilor. Da. Să schimbăm puțin registrul discuției noastre de la cultura adevărată, să trecem la cultura agricolă, domnul Abajiu. Da, bună ziua. Bună ziua. Sunteți fermier. Sunteți mulți în comună? Fermieri? Da, suntem. Uh-huh. Aveți probleme legate de munca dumneavoastră? E o muncă dificilă. E o muncă dificilă din două motive de bază. Unul, acela că aveți nevoie de resurse materiale cu care să făptuiți și să aveți producții într-adevăr bune, dar mai aveți o dificultate și anume mulțumirea sau nemulțumirea oamenilor care v-au arendat pământ, că presupun că aveți pământ în arendă, da, așa? Da, am și pământ în arendă. Deci sunt două chestiuni pe care trebuie să le gestionați cum se cade. Le gestionați? Da, le gestionez. Avem probleme și din cauza premii, unde avem apă foarte multă. Da. N-aveți culturi irigate, nu? Nu. N-aveți culturi irigate. Dar, cum se zice, o sapă în plus înseamnă o ploaie, nu? Da. Și sapa o să o faceți, evident, cu mijloace, cu utilaje agricole perfecționate, mă gândesc, nu? Da. Sau moderne. Da. Da. Sunt mulțumiți oamenii care au pământul la dumneavoastră? Da. Sunt mulțumiți. Da. Nu vă întreb ce le dați, e problema dumneavoastră, numai dacă există această stare de mulțumire în rândul lor. Da. Pentru că, așa cum se întâmplă în majoritatea comunelor țării noastre, și în comuna Gostinu, presupun că există o îmbătrânire, nu-i așa, naturală a locuitorilor acesteia. În afară de faptul că sunteți situați și lângă oraș, mulți dintre ei mergând și lucrând la oraș, probabil, între tineri, nu? Și aici au rămas cei care au nevoie mai multe de dumneavoastră decât de altceva, domnul Abajiu. Au nevoie de dumneavoastră, că ei, săracii, nu mai pot să meargă să-și muncească singur pământurile, nu? Da. Da. În legătură cu fondurile europene, dumneavoastră ați putea să faceți lucruri mari. Faceți ceva? Accesați aceste fonduri? Aveți? Am accesat aceste fonduri europene pe măsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri. În valoare de 40.000 de euro. Am înțeles că o să aveți o acțiune specială legată de tinerii fermieri, da? Despre care vom discuta pe parcursul emisiunii noastre. Da. Da. Bun. Dacă lucrurile stau așa, e foarte bine. E foarte bine. Dar ceilalți colegi de dumneavoastră vă invidiază? Nu. Știți de ce vă întreb așa? Pentru că invidia înseamnă ceva. Înseamnă calitate a celui invidiat. Nimeni nu aruncă cu pietre în pomul care nu rodește, să știți. Avem plăcerea să purtăm acum o discuție cu veteranul, am putea spune, sperăm să nu se supere de acest așa, veteranul cadrelor didactice de la nivelul comunei Gostinu, domnul Victor Ienache, profesor pensionar în momentul de față, dar care nu se liniștește deloc să stea acasă, să-și consume pensia, că vrea să facă și altceva. Hai să vedem, domnul profesor, cu ce vă ocupați în timpul, să zicem, liber al dumneavoastră. În timpul liber și e o bucurie treaba asta, caut să lucru cu lucruri utile, cu lucruri folositoare și celor din jur.
În primul rând, cercetarea anumitor fenomene, anumitor lucruri din viața satului, a localității unde am născut și trăiesc, apoi coordonarea activității de creație literară în cadrul cenaclului literar pe care îl conduc de atâția ani de când eram în cadrul școlii, frecventarea cenaclului Luceafăru din Giurgiu, acelui al pensionarilor și, uite așa, activități gospodărești, activități în familie, timpul trece. Despre participarea dumneavoastră în viața culturală a localității și nu numai, ce ne puteți spune? Aici vreau să spun că e necesar să cunoaștem tradiția satului românesc și în acest sens în cadrul muzeului unde suntem astăzi și fără să vreau trebuie să arăt că muzeul acesta a pornit de la o inițiativă a conducătorului, a edilului localității, a domnului primar prezent aici în activitatea noastră, ajutat de un grup, de un nucleu de oameni din, cu inimă spre bun, spre frumos, iată că s-a realizat acest muzeu în care facem o educație atât sătenilor cât și copiilor privind tradiția, obiceiurile. Vedeți dumneavoastră în muzeu, e o sală întreagă care poartă numele Ion Sima. A fost un artist popular care a învățat ani de zile copiii în maestria aceasta a lucrului cu lemn. După aceea, pe hol și în alte sări, sunt lucruri de mână, pornind de la goblenuri, de la lucruri cu migală, făcută de o colegă pensionară acum, profesoară de limba română la București, fiica satului, Angela Buciu, care ne-a dăruit, ne-a adus aici, avem o expoziție cu lucrările dumneaei, am reînnoit această expoziție pentru că primul set de lucrări l-a luat și am mers în altă parte și ne-a adus din nou lucrări aici. Satul românesc trăiește totuși o perioadă de îmbătrânire. Fără să vrem noi tineret, mai puțin tineret, dar ne dă speranța aceasta. Iată exemplu, partenerul nostru discuție de astăzi, Iulian, face parte din viitorul care asigură speranța satului nostru prin munca agricolă la care s-a hotărât și bine a făcut, de a duce mai departe, de a împrospăta în condițiile noi de astăzi, cu accesare de fonduri, cu preocupare susținută în lucrările agricole. Activitățile desfășurate în comună, coordonate și atent, aș zice eu așa, monitorizate de domnul primar, mă refer la așezătoare, mă refer la ziua comunei, mă refer la comemorarea unor oameni ai comunei. Aveți personalități aici. Avem personalități. Angel Mareș, care a fost învățător și școala poartă numele lui, mort în primul război mondial în 1916, l-am făcut cunoscut și mereu arătăm copiilor să se mândrească cu personalitatea dumnealui. Urmează mulți. În atenție, dar e greu de tipărit totuși preocupările mele de cercetare, legat un dicționar al cadrelor didactice de aici din comună. Pentru că începând de acum 100 și ceva, 130 de ani, școala din Gostinu a fost servită de foștii săi elevi. Deci elevii din cadrul școlii au devenit după aceea învățători, profesori și au continuat o tradiție frumoasă. Merită iarăși amintit poetul Vasile Rusescu. Mă bucur că am reușit să cercetez alături de prietenul meu Emil Talianu și am publicat în numeroase reviste și centrale, dar și județene, din activitatea acestui om care a rămas în amintirea
satului prin cele trei volume de proză care s-au publicat în ultima perioadă prin sprijinul Bibliotecii Județene. Da, da, da. E un, da. Numele lui îl poartă Biblioteca Locală, Vasile Rusescu, și cenacul literar pe care îl conduc are numele Vasile Rusescu. Da, numai în felul acesta, sigur, puteți aduce și stire celor care merită acest. Care au pus umărul la dezvoltarea spirituală a comunității în care trăiți dumneavoastră. Mă bucur să aud că aveți atâta energie, domn profesor, cât să mai faceți față acestor lucruri despre care vorbiți. Atunci când ele pleacă din suflet, din inimă, există resurse energetice. Da. Există resurse. Dar să știți că de unul singur nu puteți face, așa cum aminteați, dacă nu factorii responsabili de la nivelul comunității nu sunt lângă dumneavoastră, de unul singur nu se poate face nimic. Am putea spune că vorbim de o echipă de lucru. Exact. Așa am lucrat și așa lucrăm în cadrul localității. Doamna director, spuneți-mi cum se comportă copiii dumneavoastră față de domnul profesor pensionar, care acum vin... Nu prea mai am eu o tangență, adică nu prea în școală. Ne întâlnim mai mult aici la bibliotecă, la muzeul respectiv. Da, și copiii nu prea iubesc biblioteca? Ba da. Nu prea iubesc biblioteca, mă gândeam că iubesc poate mai mult internetul, știu acum. Și mai citesc copii? Mai citesc. Domn profesor, hai să recunoaștem acum, ce să facem? Mai față citesc? De vremurile, nu e așa? Deși nu sunt chiar atât de îndepărtate, preocupările lor în ziua de astăzi sunt diferite. E normal, dar am încercat și doamna director prin meseria dumneavoastră de profesor de română și cadrele didactice și noi, mai bătrânii din ale școlii, să le spunem copiilor că nimic nu poate înlocui acest medicament de a le dezvolta vorbirea, de a le dezvolta gândirea, decât cititul din carte. Sigur. Degeaba citesc pe internet, citesc pe tablete, pe verticală, da. Nu rețin ca atunci când îi deschid o carte. Așa este. Doamna director, ce gânduri aveți pentru viitor cu școlarii dumneavoastră? Păi, în primul rând, idealul nostru este să producem oameni pregătiți pentru societate și cred că rezultatele sunt mulțumitoare pentru că în fiecare an finalizăm cu promovabilitate 100%, elevii noștri nu se rezumă la 8 clase, merg mai departe, se înscriu la liceu sau la școli profesionale. Da. Și consider că așa trebuie să fie pentru că avem o școală frumoasă, dotată, avem... Eforturi se fac suficiente pentru buna desfășurare a activității? Da, deci ne putem desfășura activitatea așa în folosind metodele moderne. Avem un cabinet de informatică, anul trecut a fost dotat de primărie cu alte calculatoare și era actualizat. Avem, așa cum a spus și domnul primar, o construcție nouă, un grup sanitar în incinta școlii, pentru că celălalt dinainte nu ne era de folos, fiind tot în curte. Da, și... sigur, sigur, nu așa. Atâta, dar nu mai corespunde normelor europene. Ne putem folosi de toată aparatura electrică. Până anul trecut ne era teamă, când a fost schimbată absolut toată rețeaua electrică, ceea ce înseamnă un efort financiar destul de mare și într-o casă, dar într-o instituție așa de mare. Sigur că da. Și... Vă doresc succes, doamna directoare, în activitatea dumneavoastră, care este una de mare răspundere la nivelul unei comunități. Și alături de toți ceilalți factori, să țineți legătura cu ceilalți factori, pentru că, repet, nu puteți face nimic de unul singur, oricât de bine intenționat ați fi. Da. Ce producție scontați, domnul Fermier, la grâu? Ce producție scontați? La grâu, 4 tone, 5 tone la hectar. Da? 4-5 tone, nu? Da. La floarea soarelui, cum stați cu... La floarea soarelui, 2 tone. Prășitoare, în general. 2 tone jumate, 3. Așadar, stimați telespectatori, iată ne ajungi la capătul acestei emisiuni, care emisiune am dorit să fie bine primită de către domniile voastre,
așa încât săptămâna care urmează, emisiunile care urmează, să fie văzute cu multă plăcere de către dumneavoastră. Nu rămâne decât să mulțumim participanților și colaboratorilor mei la această emisiune. Vă mulțumesc mult, doamna director, vă mulțumesc mult, domn profesor, vă mulțumesc mult, domnul fermier. Dacă v-a plăcut emisiunea noastră, stimați telespectatori, vă așteptăm și la emisiunile următoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună vă doresc la toți telespectatorii noștri. Thank you.